Ce mai trebuie să știm e să gestionăm scena. Asta e o scenă micuță, dar deja apar mai multe obiecte. Când scenele voastre o să fie mari și detaliate, o să fie foarte, cum să spun, consumatori de timp și de energie dacă sunteți dezordonați. E preferabil să vă învățați cu o ordine minimă, care se obține așa. Putem să ascundem și să afișăm obiectele individual, putem să le grupăm și să le degrupăm, să ne facem grupuri de selecție astfel încât obiecte care au sens împreună să se selecteze împreună, cum se întâmplă aici. Și mai putem să facem leere. Asta vi le-am povestit în linii mari. Hai să vedem cum se fac aici, în Rhino. Vi le-am povestit la trecută. Ascunderea unui obiect, după ce l-am selectat, apăs pe acest bec care e comanda Hide. Și pot să fac asta cu mai multe, să le selectez cum am învățat și să le ascund. Iar dacă vreau să revăd totul, doar dau click dreapta pe același buton și vă atrag atenția că în Rhino multe butoane sunt duale. Adică stânga, click stânga face ceva, click dreapta face o comandă înrudită. Aici cu click dreapta obțin show toate obiectele. Însă dacă nu vreau să le afișez pe toate, că de regulă vă focusați pe o bucățică sau alta, atunci trebuie să afișați anumit lucru, să zic că mă interesează acoperișul, obiectul. Țin apăsat pe back, se deschide un submeniu, iarăși e valabil pentru toate butoanele care au triunghiuleț. Și de acolo iau becul al treilea, care este Show Selected Object. Deci vreau să-mi afișez ce obiecte, să-mi selectez eu ce obiecte să fie afișate. Și acum, provizoriu, vedeți că programul nu a ieșit din comandă. Să urmăriți mereu linia asta de sus sau unde e la fiecare. Unde programul are un dialog cu voi, da? Și vă spune ce să faceți. Nu, momentan a comutat între obiectele vizibile și cele invizibile. Cele invizibile au fost provizoriu afișate și mă pune să-mi aleg dintre ele ce vreau să rețin. Pe asta vreau să rețin. Când am terminat cu selecția, apăs, deci programul zice de multe ori press enter when done. Asta înseamnă să, când e o comandă repetitivă, să o terminăm cu enter. În Rhino și AutoCAD, enter e și click dreapta din mouse. Da? Deci un simplu click dreapta încheie comenzile repetitive. Cum a fost această selecție. Revin, nu? Deci am făcut așa. M-am dus pe becul al treilea. Mi-am selectat obiectul sau obiectele pe care vreau să le revăd. Dau click dreapta și am ieșit din comandă. Bun, deci asta e un alt demnă de reținut. Cea cu grupuri se folosește, așa, aici deja sunt grupate niște chestii. Dacă vreau să formez un grup de selecție, întâi selectez. Știți ce înseamnă un grup de selecție? Că precis ați întâlnit, nu știu, prin PowerPoint, prin ceva. Ați grupat vreodată în viață lucrurile. Vrem să se selecteze împreună. Deci coloana asta să nu stau de fiecare dată să-i caut abaca și ce mai are ea pe aici. Echina, baza. Și să fac un click, fiindcă e un grup logic. La fel aș putea să vreau un grup și cu treptele, cele două trepte, să formeze un grup. Asta se face din edit grup sau din tastatura Ctrl-G. Și odată ce le-am grupat, click pe oricare din ele, le selectează pe toate. Operația opusă e ungroup, Ctrl-Shift-G. Da, dacă trebuie să le separ ca să, nu știu, să modific separat, atunci trebuie să le degrupez. Și asta pentru gestiune e foarte util. Și în fine mai sunt layerele. Implicit, programul ne dă un strat de lucru și toate obiectele pe care le creăm se creează pe un strat de lucru. V-am explicat de ce înseamnă layer. Dacă vrem să creăm încă un strat, să separăm lucrurile, cum să spun, scena, repet, e o scenă mică,
Da, în general vă recomand pe scenele voastre mari la proiecte să le separați pe entități logice. MDF-ul e pe un layer și, nu știu, balamale pe asta, partea metalică e pe alt layer. Ca să nu mai zic de cote și alte elemente care sunt din altă poveste, nu? Anotările trebuie să fie pe alt layer. Ca voi să le puteți afișa sau ascunde după cum aveți nevoie și să nu aveți o scenă foarte încărcată vizual pentru editare. Cu New Layer mi-am creat un layer nou, să zicem fus. Vedeți că layerele au niște proprietăți aici, dintre care cel mai evident e culoarea, zic eu. Să schimb culoarea layerului fus. Deci acum am două layere, tot ce s-a creat până acum mai este în default. Dacă vreau să mut ceva dintr-un layer în altul, îl selectez și mă duc pe tabul de proprietăți. E posibil ca unii din voi să nu aibă dialogul ăsta aici. Layerele apar și aici și proprietățile apar și aici. Deci chiar dacă nu le vedeți în dreapta, le regăsiți de aici. Ziceam că mă duc pe proprietăți. Obiectele, în general, toate programele au niște proprietăți de-astea basic. Layer-ul din care fac parte, culoarea, tipul de linie, printarea. Și vedeți că acum, fiindcă există mai multe layere, pot să-l mut dintr-un layer în altul. I-am schimbat proprietatea de layer. Și automat, fiindcă el are culoarea by layer, deci el preia culoarea layer-ului, diferența de culoare stabilită aici ne arată foarte clar în ce straturi ne-am pus fiecare obiect. Dacă creăm obiecte noi, ele se vor crea în layer-ul curent. Acum, layer-ul curent e default. Uite, mai fac un layer nou, bază. Să-i dăm și lui o culoare ca să fie clar. Deci asta e culoare de lucru, dar nu înseamnă că random așa. Sunt culori de lucru ca să ne lămurim ce facem. Și pot să creez. Am luat de aici o comandă, da, care creează cutii. Box. Și foarte intuitiv, așa am creat. Am creat o bază care e gri. De ce e gri? Pentru că am uitat layer-ul default curent, nu bază. Vreau să vă arăt cum se comportă lucrurile când un layer e curent. Obiectele nou create se așează automat în acel layer. De asta acum e verde, fiindcă am avut grijă să-l activez pe layer-ul bază. Dacă obiectul fusese deja creat sau l-am creat prost, îl mut, cum am văzut de aici. În mod dintr-un layer în altul, așa.